Hudinașilor, astăzi trebuie să scăpăm de familia polițistă. Îl avem în stânga pe bebe polițistul, se vede așa poțintel de tot de tot, de acolo cu verde. După aceea l-avem pe tatăl polițist, domnul Zmrânceană. Ia uite-te, are o singură zmrânceană acolo pe ochi. Și o avem și pe mama polițistă, da? Deci toată familia e aici. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și au fugit mama și copilul, frate, și bebe polițistul. Ia uite aici, familia turbată, ia, ce mănâncă la cadea bebe polițistul. Și aparent sunt aici într-o celulă, trebuie să scap din celula asta. Poate dacă mă urc pe aici, pe unde aș putea să scap, bro? Ia, pe aici? Nu merge, oh my god. Cum ies din celula asta? Pot să rup boarele? What? Ok, și familia polițistă așteaptă să mă alerge. Mă aleargă toți, frate. Tata polițistul a luat pe bebe polițistul în spinare. Ok, cred că am scăpat de ei. Băi, deci a fost atât de simplu. What? Nu-mi vine să cred. Credeam că mă vor alerga și pe aici pe jos. Hai să apăsăm butonul. Acum trebuie să sărim și avem o gaură de aerisire. Dar cine e ciudatul ăla, bro? Era broscoiul polițist? Așa arăta ca un broscoi ceva. Aici avem o trambulină. Și am ajuns pe partea cealaltă. Ce trebuie să facem aici? Ia uite-l, bă, broscoiul polițist. Mamă. Deci trebuie să ne urcăm oare pe aici? Sau cum am putea noi? A, nu, trebuie să tragem de manetă, gen. Ok. Și el dă cumva așa cu mâinile în sus. Probabil că te poate prinde, gen. Și hai să vedem ce trebuie să facem. Acum apăsăm butonul. Și aici apare un nou pod. Nice, mamă, șmecher până acum. Avem un nou buton pe care trebuie să-l apăsăm. Se deschid gratile, deschidem și ușa. Și e plin de bebe polițiști aici. Ok, hai să apăsăm și butonul ăsta. După aceea trebuie să sărim așa pe aici. Nice. Și acum apăsăm aici. Uite, încă un bebe polițist. Doar că este de fapt bebe polițista, bro. Că e fetiță, nu? Era cu roză așa. Sărim aici și mergem aici. Bun, deschidem și ușa asta. Acum suntem la grădinița polițiștilor. Trebuie să ai grijă să nu te prindă bebelușul, gen. Mamă, ce bebe polițist mare. Hai să apăsăm, să mergem pe aici. Probabil că o să urc, da? Și acum am un obi. Mamă, dacă te prinde bebe polițistul ăsta, e gata, s-a zis cu tine. Și am trecut de locul de joacă. Deschidem și ușa asta. Și acum trebuie să punem chestia aici. Ia asta așa, ceva de genul. Hop. Am pus aici prima platformă. Bă, era să cad. Mamă, ce greu te miști cu platforma asta. Așa, punem și asta aici. O să iau pe asta la altă. Trebuie să mă întorc. Opa. Acum cred că e bine. Și am ajuns în capăt. Uite, a pus aici niște gardieni din ăștia așa grăsani. Mamă, dacă te prind gardienii ăia, nu mai pleci. Oooo, și aici au pus zimți din ăștia să te facă ferfeliță. Ok. Aoleo. Și ferfeliță am fost făcut. Mamă, cum aș putea eu să sar atât de tare? Deci pare a fi destul de greu să sare aici. Poate trebuie să sargem de mai multe ori? Poate și cu space-ul, gen? Parcă persoana asta sare mai tare ca mine. Bu, deci nu știu dacă pot să ajung pe partea cealaltă. Ok, pare destul de greu, sincer să fiu. Shift-ul nu merge, deci nu pot să alerg mai tare. Mamă. Deci trebuie să fii chiar la limită, înseamnă. Ceva de genul, poate de aici parcă sar mai încet. Nici nu știu ce să zic, bro. Opa! Ia. Am reușit! Bun, deci trebuie să fii chiar la limită acolo. Și după aceea o să reușești.
Acum trebuie să sărim pe aici, pe trambuline. Apăsăm butonul, se deschid trapele astea și mergem mai sus. După care, desigur, avem o gaură de aerisire pe unde trebuie să mergem, iar aici am ieșit afară și sunt câinii polițiști. Deci trebuie să sărim și să ne mișcăm foarte, foarte repede să nu ne mănânce câinii polițiști. Oh, era să mă prindă ăsta, era să mă muște de picior. Bă, aici e câinele cu trei capete, polițist, ia. Mamă, ce mare e dulău. Ok, avea trei capete, frate. Și acum trebuie să nu cădem în mâzga asta verde. Bă, pe pune, am aludecat acolo pe ea. What? M-am dus prea mult în față, gen. Hai să mai testăm o dată. Nu, te rog. Pe bune, el a murit. Bă, bro, am reușit să nu cad și am atins iară mâzga aia. Mamă, deci e pusă intenționat ca să calci pe ea. Ok, de data asta nu mai calc pe mâzga verde. Ia, tragem maneta. Și am deschis aici gen trapa asta. Și am ajuns într-un alt loc ciudat. Ia. Sunt pe undeva prin canalizare. Și am tras cara jos. După care, cică ne zice domnul polițist, adică tata polițistul ne zice: spală-ți mâinile, te văd. Gata, tata polițistul, ne spălăm mâinile. Dar nu merg chiuvetele astea, bro, nu curge apa. Opa, ia uite ce am găsit aici. Deci trebuie să o iau așa cu E. Bun, credeam că trebuie să apăs pe ea. Și o punem aici. Cum facem? Droptul. Bă, bro, dar n-a bubuit. Nu s-a întâmplat nimica. Ok, a apărut la loc. Cum o pune bomba? Asta e întrebarea mea. Gata, bă. Am reușit acum. Am bubuit treaba. Și hai să vedem ce e aici. Îl avem pe tata polițistul acolo. Deci trebuie să ne ajung jos. Și trebuie să fac cobiul ăsta nebun. Aoleo, a pus bebe polițiștii pe mine. Bă, frate, ce se întâmplă aici? Și mi-apare o bară acolo sus uneori. Habar nu am de ce. Dar hai să mai încercăm o dată. Deci dacă ai căzut, pune A. Aici apar mai mari. Sunt adolescenții polițiști. Credeam că sunt niște bebe polițiști. Ia uite, îi antrenează acolo să mă prindă. Ok, hai să deschidem gratile astea. Și e tata polițistul pe un robopolițist? Ok, frate. Ia uite-l acolo. Mamă. Trage maneta și fugi, hudinașule. E în spatele meu. Am scăpat. Țiacă. Bă, dragonul a tras cu flăcările și a omorât robotul. Dar a murit și eu, gen. Ok. Trebuie să fugi repede de aici. Bă, nu pot, m-am blocat. Era murit. Ok, deci dragonul ăsta te blochează. Cum aș putea eu să scap? Te blochezi în rățuște. Am înțeles, bun, deci trebuie să nu atingi rățuștele deloc. Dacă le-ai atins, rip, te-ai blocat, bro. Deci trebuie să te duci așa pe lângă. Iar m-am blocat. Deci poate trebuie să mă duc așa pe aici. Ok, hai să încercăm. Faza e că rățuștele astea te blochează foarte, foarte repede. Bă! Am trecut, m-a spawnat aici după, mamă. Ok, nu mă așteptam, aparent am băguit jocul și am trecut. Dar acum o să fie destul de greu aici, pentru că sunt puse la distanță destul de mare. Era să cad acolo, bun. Hai că am reușit totuși. Și uite aici, prizonierii. Aoleo, câți prizonieri are familia polițistă. Momentan nu am prea văzut-o pe mama polițistă. Oare pe unde o fi? Așa, mergem pe aici. Și
Băi, ia uite-l! Ce cu polițistul ăsta gigantic? Trebuie să trag în el? Mamă, mă mănâncă! Cine-o fi ăsta? Stai bunicul polițist la cum arată? Oh my god! Ia de aici bunelul polițistul, deci l-a chemat pe bunicul, o să-mi dea bucata? Oh my god! Familia asta polițistă e turbată rău de tot, ia! Să-i trag așa în freză, ia de aici că ți-arunc cu bombele astea în freză. Mamă, mai are puțină viață. Însă nu prea mă lovește, adică cred că și-a uitat ochelarii acasă. Ia uite ce ochi buclucați are. Ok. Și s-a dus gata polițistul. Hai să fugim de aici. Mă duc să iau mașina asta. Pare o mașină jmecheroasă. Ia să mă urc în mașină. Și gata, plecăm cu mașina. Dacă merge. Oh, gata, a plecat acum mașina. Pornește reacția. E stricată reacția, bro? Sau ce e asta? Nitro ăsta. Oh, atâta e minigame-ul. Mamă, l-am terminat. Deci aparent familia polițistă l-a trimis pe bunelu să mă lupt cu el la final. Adică nici măcar nu au avut curaj cei din familia polițistă să vină în persoană să se lupte cu hudinașul. Deci am reușit să scap de la închisoarea familiei polițiste. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!